Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Asta zici că ieri l-am învelit. După cum vedeți, lendrii sunt în regulă. Dafinii sunt atacați un pic aici la vârf, afectați. Uite și ăsta are vârful uscat. Dar așa au fost și anul trecut și și-au revenit destul de bine. Aici, probabil unde bate soarele din partea asta, este un pic uscat acest leandru, dar sunt convins că o să-și revină. Astăzi suntem în data de 9 martie 2023. Aceasta este a doua iarnă pe care au petrecut-o aceste plante cu rădăcina în sol. O greșeală am făcut la rozmarin, nu trebuia să-l învelesc, dar am zis și eu că este prima iarnă, pentru aceasta este prima iarnă și văd că s-a negrit puțin pe aici. Dar lemnul e sănătos, cu siguranță o să-și revină. Și dafinii sunt convins că sunt în regulă. Bun, eu am ales să-i desfac acum, cu toate că mai sunt anunțate 2-3 nopți cu o temperatură de 0-1 grad. Și urmează să fac ceva în acest spațiu, dar o să vedeți în videoclipurile următoare ce o să fac aici, pe spațiu public. Haideți să mergem la Bungavilia, acolo este cel mai important experiment. Cea mai mare parte a leandrilor se află aici, la gard. Aici a petrecut iarna, acoperiți de această folie, vedeți care se închide. Și când au fost temperaturi de peste minus 2 grade, am ridicat acest agril peste ele. Am făcut un sistem de prindere în colțuri și pur și simplu îl trag peste plante. Sunt un pic galbene pe aici, dar bănuiesc că din cauza lipsei apei, pentru că nu am udat când trebuie, au fost foarte multe zile însorite. Aici mai am dafinii, sunt acolo, o să vi arăt și dafinii. Mai am un arbust ornamental, dar nu știu cum îl cheamă. Pasiflora înghiveci, vedeți, asta e pasiflora înghiveci.
O să piardă toate frunzele astea, dar ramurile sunt foarte verzi. Deci ele sunt în regulă. Și aici sunt trandafiri urcători. După cum vedeți, am stivuit acolo, trebuie și ei curățate. Acum, când o să-i scot de aici, chiar mâine cred că o să-i scot. Și ceva, aia mi se pare că sunt lilieci în spate pe acolo. Deci, vedeți și dumneavoastră că totul este în regulă aici. Cel mai important experiment este aici. Aici se află o plantă de bungabilia. Leandru unghiuce afară, acoperit de agrotextil, vedeți? Agrotextil de 50 de microni. Da? Dar n-au fost decât două straturi. Dacă agrotextilul este mai subțire, punem 3-4 straturi ca să ajungem la aceeași greutate de 50 de microni pe metru pătrat. 50 de grame pe metru pătrat, pardon, nu microni. Bun. Pe ăsta l-am găsit prin curte. Se juca vântul cu el. Vedeți că este într-o stare uscată, dar ramurile sunt verzi. Deci ramurile sunt în regulă, tulpina e verde. A rămas fără apă. Ghiveciul a drenat foarte bine. Vedeți că lipsește și din substrat. L-am preștiat, a curs din el când a dat deadura prin curte. Și am dat la o parte agrilul ca să-l ud. Ieri am făcut lucrul ăsta. L-am udat. Urmează să-l mut într-un ghiveș mai mare. O să îi pun un ghiveci de altă culoare, de teracotă, ca să îl vedem și mai târziu. Eu sunt convins că nu este în regulă. Adică și vara aveam lendrii așa, că au fost aici puși pe instalație de pixuri, și la care se înfunda pixul, rămânea fără apă și îl găseam așa. De fapt, mă uitam așa pe vârful lor, care avea vârful plecat, frunzele chircite, erau, n-aveau apă. Și îl udam și își revenea. Deci ăla, după părerea mea, este în regulă. Bungabilia este foarte importantă pentru mine, pentru că intenționez să înmulțesc această plantă pe viitor, pentru că este foarte frumoasă. Am descoperit și eu condițiile care o fac să înflorească, și anume apă multă, ghiveș generos și lumină, soare direct cât de mult, cât de mult. Nu afectează soarele direct într-un sens negativ. Este chiar foarte benefic pentru înflorire. Deci, astea două plante nu le-am udat deloc toată iarna. Aici am mai udat. Dar nu mai știu exact când. Când deschideam, vedeam că e foarte uscat, udam, dar foarte rar. Să zic că am udat de 3 ori toată iarna. Bungabile cu rădăcina în ghiveș, da? De câte mi-aduc aminte, am... I-am dublat ghiveciul, da. Asta rezultatul o să-l vedem mai târziu. Pentru că, uitați eu și la asta, în ce stagie. Nu are nicio frunză. Da, i-am dublat ghiveciul ei. O să-l scot imediat. Deci când am pus-o la păstrare, am făcut așa. Deci a fost un ghiveci ăsta mic și am lăsat făcut tot cu ghiveci în ghiveciul mare. Și acum o să simt direct ghiveciul. Cu ocazia să vedem și rădăcinile. Vedem cum o să ies. Deci ne par sănătoase, sunt albe. O să scot imediat și pe cea de pe sală, ca să faceți, să puteți faceți o comparație între o bungabilia care a stat în, a fost și minus 10 grade, minus 11 grade la noi, și o bungabilia care a stat afară învelită cu agril. Adică vreau să vedeți că și cea de pe sală, unde temperatura n-a scăzut sub, eu știu, 10-11 grade pe timpul nopții,
A pierdut toate frunzele. Să continue vegetația în ghiveciul ăsta. Dacă o să mai intre în vegetație. Dumneavoastră ce credeți? Eu sunt convins că o să intre. Oricum o să o urmărim pe parcursul anului. Deci aceasta, identică cu acea la statură, vedeți, ghivecele au fost identice. Aceasta a stat pe sală aici, pe terasa cu flori. Și, după cum vedeți, a pierdut și ea toate frunzele, aproape toate frunzele. Singura diferență între ele două, deci temperatura în primul rând și umiditate. Deci se pare că și acolo am greșit, că n-am udat deloc. Mă gândesc că oricum nu știnea frunzele pentru că n-a avut niciun pic de lumină prin agrilul ăla. Dar trebuia menținut umed substratul. Acum o să aud foarte bine. O să le las pe amândouă afară aici, chiar aici. O să rămână chiar aici. O să am grijă să vi le arăt. Cu toate că, cum a zis, se mai anunță temperaturi de 0 minus 1. Da, sunt protejate un pic de strașină. Da. Aglomerație, cum îmi place mie. Păi, da. Vedeți că am început să scot plantele din starea de repaus. Acești trandafiri au fost în seara acolo, în grădina vecinului. Se vede clar. Cei care au fost deasupra au intrat în vegetație. Uitați-vă ce frunze frumoase au, lucioase, sănătoase. E și lumină bună acolo. Și cei de jos, ia uitați, au intrat în vegetație, neavând lumină, s-au alungit, s-au... I-am scos, i-am udat și așteptăm să vedem ce o să fac. Da, n-au ce să facă decât să crească. Singura variantă pe care le-o dau e să crească și să înflorească. Bun. Poate pentru dumneavoastră nu este un experiment concludent, dar să știți că pentru mine este foarte concludent. În iarna următoare o să am mai multe bungabilii și intenționez să plantez cel puțin una undeva prin zona asta, în fața casei, să am și eu o plantă cu rădăcina în sol și o să urmărim și cu rădăcina în sol, probabil neînvelită dacă s-o să se întindă prea mult, pentru că asta are o creștere de lian, așa se crește pe verticală, îi uite Dumnezeu, măsură. Eu am tăiat de câteva ori din ele pe parcursul verii. Bun, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.